Și mergem, doamnelor și domnilor, chiar acum în Constanța. Avem informații și imagini noi privind protestul fermierilor și camionagilor. Intrarea în portul Constanța ar fi fost blocată de către aceștia. Colega noastră, Cătălina Buzoianu, este în direct cu noi și are toate detaliile. Cătălina, bună seara, te ascultăm! Bun găsit tuturor! Este un adevărat haos în portul Constanța. Sunt zeci de tiruri, dar și autoturisme de capacitate mică. Toate acestea blochează drumurile de acces din portul Constanța. Intrarea spre porturile 7, 8 sau 9, spre exemplu, sunt blocate de către tiriști, de către șoferii de autoturisme, nici vă spuneam. Oamenii continuă protestele aici, sunt nemulțumiți de faptul că nu sunt ascultați, că nu li se rezolvă doleanțele, vor ca taxele să fie reduse, să nu crească acciza la combustibil, de asemenea RCA-ul să nu crească așa cum în mod normal ar trebui să se întâmple practic de la 1 ianuarie, însă marea lor nemulțumire este faptul că nu sunt ascultați. Motiv pentru care astăzi au decis să intre în portul Constanța, lucru care s-a și întâmplat, au reușit să facă acest lucru, iar în momentul de față se deplasează pe drumurile de acces din interiorul portului, îngreunând, blocând practic circulația celorlalte autocamioane care merg la operațiuni de încărcare, descărcare la nave. Vă spuneam că sunt cozi kilometrice în momentul de față, le și puteți vedea, vi le arată colegul meu, este un adevărat haos, sunt forțe de ordine, însă, din păcate, acestea nu asta, par asta să voiam, față. Asta voiam să te întreb, Cătălina, apropo de poliție, de forțele de ordine de acolo, pentru că știm foarte bine, portul Constanța este un punct strategic, sunt multe camioane care trebuie să încarce, să descarce. Ce se întâmplă din acest punct de vedere? A fost făcut un culoar sau totul este blocat acum? Sunt polițiști, sunt jandarmi în momentul de față, se discută cu tiriștii, însă aceștia nu vor să cedeze în momentul acesta. Spre exemplu, poarta nouă a portului este pur și simplu blocată. Cumva nu se mai poate ajunge, vă spuneam, nici la 8 și nici la 7, pentru că deja sunt coloane kilometrice și nu, efectiv nu se mai poate ajunge. În momentul de față, traficul este așa cum vă spuneam blocat, jandarmii încearcă să negocieze cu șoferii și să găsească o soluție de compromis, astfel încât activitatea să nu fie blocată, dar nici ei să nu fie obligați să-și oprească acest protest, pentru că nu vor să facă acest lucru sub nicio formă. Cătălina, îți mulțumim tare mult pentru această corespondență, vom reveni la tine de îndată.